Autoritatea Națională de Reglementare în Energie a aprobat scumpirea gigacaloriei livrate de toate CET-urile din țară, cele mai mari creșteri înregistrându-se la Oradea, Arad și Bârlad. În cele mai multe cazuri vorbim despre o dublare a tarifelor. Încercăm să aflăm cât de gravă este situația și îl salut pe viceprimarul Oradei, Dragoș Marcel, este în legătură telefonică directă. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi. Bună dimineața! Da, bună dimineața! Spuneți-ne, domnule viceprimar, despre ce majorări este vorba în cazul municipiului Oradea și ce soluție a găsit primăria? Deci, după reglementarea prețului de ieri, ne confruntăm cu o majorare de 95% a prețului gigacaloriei. Dacă astăzi prețul final pe care noi îl avem pe gigacalorie este de 313 lei, asta include pe lângă prețul gigacaloriei care era de 160 lei, transportul, distribuția și ponderea de gigacalorie pe care o obținem din apa geotermală, după primele calcule estimative, ne vom confrunta cu o creștere finală de 60%. Urmează ca în cursul acestei luni, în prima ședință de Consiliul Local, să vedem cât din această majorare o vom suporta noi și cât va fi cuantumul subvenției către populație. În prezent, noi avem un preț de 313 lei pe gigacalorie, din care populația plătea 283 de lei și 47 de lei era contribuția primăriei ca și subvenție. Este o majorare destul de mare, practic o dublare a prețurilor. Suntem într-o situație nu chiar dificilă, dar această creștere aduce prejudicii atât bugetului, cât și clar o creștere către populație pe care trebuie să vedem cum o vom gestiona. Vreau să-l salut și pe Cosmin Ionuț Andrei, este primarul municipiului Botoșani. Înainte de a veni la dumneavoastră, domnule primar Cosmin Ionuț Andrei, aș vrea să-i mai adresez domnului viceprimar o întrebare legată de fonduri. Aveți bani? De unde veți lua sumele necesare acoperirii acestor scumpiri? Înțeleg că în cazul populației aveți o subvenție undeva de 10%, 10-15%, dacă am calculat bine din ceea ce mi-ați relatat până acum. Bineînțeles, dublându-se costurile, și subvențiile vor fi mai mari, automat. Păi este clar că o parte din fonduri trebuie să le găsim în bugetele pe care le avem, să facem niște rectificări bugetare, dar totodată, în cazul în care acestea nu vor fi suficiente, va trebui să solicităm un acord de către guvern, în așa fel încât să ne ajute să trecem peste această iarnă. Cam de când ar resimți orădenii în facturi aceste scumpiri? Undeva, practic, în primele facturi ale lunii noiembrie, care vor veni în cursul lunii decembrie. Și după calculele pe care le-au efectuat experții din cadrul primăriei, despre ce majorări ar fi vorba în cazul consumatorilor casnici? Încă nu putem să spunem, avem doar niște estimări. Calculele vom trece la efectiv la un calcul mai corect undeva în cursul săptămânii viitoare, dar creșterea față de ce este în prezent de 313 lei, undeva la 60% sunt primele calcule care ar ajunge să fie această majorare. Din acești 60%, noi o să decidem cât putem suporta noi și cât populația în prima ședință de Consiliul Local. O să evaluați sumele disponibile, banii pe care îi puteți lua de la alte capitole din execuția bugetară și în cazul în care nu vă ajung banii, veți apela la executiv, am înțeles bine, la Guvernul României pentru ajutor. Da. Vă mulțumesc foarte mult, viceprimarul municipiului Oradea, Dragoș Marcel, a fost în legătură telefonică directă. Domnule primar Cosmin Ionuț Andrei, primarul municipiului Botoșan, vă spuneam că este de asemenea alături de noi, vă mulțumesc pentru acest lucru. Spuneți-ne care este situația în orașul pe care îl păstoriți. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
Avem de asemenea la Botoșani o creștere de 66,6% pe calculele făcute cu prețul de producție pe care l-am primit de la ANRE. Urmează să determinăm și celelalte calcule pentru distribuție și pentru furnizare. Dacă păstrăm nivelul actual de la 403 lei pe gigacalorie, vom ajunge la un preț de 615 lei pe gigacalorie. Din acești 403 lei, municipalitatea subvenționează cu 200 de lei gigacaloria și cetățenii plătesc cu 203 lei. Deci avem o creștere de 66%, pe care de asemenea, cum a spus și domnul viceprimar, trebuie să o împărțim între municipalitate și cetățeni. Impactul bugetar pentru un an de zile este de 10 milioane de lei, practic o dublare a subvenției pe care o acordă primăria Botoșani populației. Și nu cred că vom găsi ușor aceste sume fără să recurgem la o majorare a taxelor și impozitelor locale sau să diminuăm alte cheltuieli pe care le are primăria cu funcționarea. Văd de asemenea un sprijin pe care îl poate acorda guvernul, dar nu sunt foarte optimist, pentru că la precedenta rectificare bugetară, municipiul Botoșan se află în lista UAT-urilor care nu a primit niciun ban. Știți, în întreaga discuție care a fost cu rectificarea bugetară, la Botoșani nu a ajuns niciun ban, probabil pe considerente politice. Deci, în momentul de față, aveți două opțiuni. Majorarea taxelor și impozitelor locale pentru populație sau să găsiți bani de unde nu sunt. Practic, să tăiați de la alte investiții, de la alte execuții bugetare, da. După cum spuneam că este cazul și la Oradea, și să încercați să găsiți niște sume. Doriți să păstrați acelea subvenții de aproape 50% pe care le aveați până astăzi? Vom face niște calcule și voi propune Consiliul Local o împărțire a acestei creșteri a subvenției, dar analiza este mai profundă. Vă pot spune că întreg bugetul de dezvoltare al municipiului Botoșani pentru un an de zile este de 20 de milioane de lei. Practic, acești 10 milioane în plus reprezintă jumătate din bugetul de dezvoltare al municipiului pentru un an de zile. Fără sprijinul guvernului suntem condamnați la o subdezvoltare, iar municipiul Botoșani nu se află printre UAT-urile cu venituri substanțiale care să poată să se descurce singur. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult, domnule primar Cosmin Ionuț Andrei, pentru intervenție și pentru această discuție. Primarul municipiului Botoșani a fost în legătură telefonică directă.